Învinsă în primele două etape din acest an, FC-ul Craiova nu își mai permite pași greșiți și cu Dinamo București, penultima clasată din Superliga. Derbiul orgolilor este programat mâine cu începere de la ora 20 pe stadionul Ion Oblemenco, iar echipa patronată de Adrian Mititelu, la care este legitimat mijlocașul mehedințean Dragoș Albu, are nevoie de victorie pentru a nu ieși definitiv din lupta pentru play-off. Craiovenii sunt pe 11 în clasament, la 6 puncte de ocupanta locului al 6-lea Sepsis Sfântul Gheorghe. Clubul din Covasna va întâlni duminică de la ora 15:30 pe teren propriu Universitatea Craiova. Cele două combatante sunt despărțite de un singur punct, echipa patronată de Mihai Rotaru ajungând pe 5 în clasament după ce a pierdut ambele meciuri din 2024. Lider autoritar este FCSB cu un avans de 11 puncte față de CFR Cluj și Rapid București. Iată programul complet al etapei a 24-a. Vineri de la ora 17 FC Botoșani Poliaș, vineri de la ora 20 FC-ul Craiova Dinamo București, sâmbătă de la ora 17 Petrolul Ploiești CFR Cluj, sâmbătă de la ora 20 Rapid București Oțelul Galați, duminică de la ora 13 Universitatea Cluj UTA Arad, duminică de la ora 15:30 Sepsis Sfântul Gheorghe Universitatea Craiova, luni de la ora 17 FC Voluntari FC Hermannstadt, luni de la ora 20 FCSB Farul Constanța.